În fiecare an, la începutul ultimei decade a lunii septembrie, este momentul echinocțiului de toamnă, când soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera cerească nordică în cea sudică. Anul acesta, evenimentul a avut loc astăzi la ora 11:20. Odată cu producerea echinocțiului de toamnă, numit și punct autumnal, marcăm începutul toamnei astronomice. Din acest moment, soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine cu cea a nopților. Potrivit astrologilor, începând de azi, toamna intră pe deplin în drepturi. Durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopților să crească, până la data de 22 decembrie, când va avea loc momentul solstițiului de iarnă. Din punct de vedere astrologic, este etapa unui nou început, echinocțiul fiind un moment al schimbării. După această dată, accentul va cădea pe interiorizare, viața socială se va transforma ușor într-o viață petrecută în interiorul propriilor locuințe până la venirea primăverii. De echinocțiu sunt legate foarte multe tradiții și credințe, unele dintre ele foarte vechi și încă respectate. În vechime, oamenii posteau o săptămână înainte de începerea culesului în Podgorii, moment numit și Cârstovul Viilor. Cei mai în vârstă respectă și acum ritualul și cheamă preotul pentru a săvârși o scurtă rugăciune. Potrivit tradiției, până la echinocțiul de toamnă trebuie adunate toate plantele de leac. Echinocțiul este și un moment de terapie pentru plantele pământului, care pot fi ajutate să dea rod bogat anul viitor. Acesta este și momentul de judecată pentru târâtoare, insecte care trebuie să intre în pământ până la începutul toamnei astronomice. Viețuitoarele care în cursul anului au făcut rău oamenilor vor rămâne pe din afară și vor îndura frigul iernii.